Salutare tuturor! În curând, acum ne vom vedea cu cel cu care vom filma astăzi. Un om fain, un om căruia îi place sportul, un profesionist și vom învăța, chiar și eu am de învățat de la el, pentru că am neglijat sportul și îl veți cunoaște în curând, fiți atenți! Servește apă în Moldova. Dar sperăm să nu ruginim. V-am spus că... Stai că am o gumă. V-am spus că avem un invitat super fain astăzi. V-am zis încă din mașină. El este Marian. Din punctul meu de vedere este cel mai bun antrenor. Ce faci, Marian? Hola, Tudor. Sigur că da. Vroiam de mult să-ți văd studioul. Țin minte că aveam plan asta încă de când lucram împreună. Și acum s-a evit momentul și mă bucur foarte mult că am venit aici. Îmi plac oamenii care... vor să facă ceva cu viața lor, care se luptă pentru a avea succes și muncesc la carieră, nu așteaptă să cadă de sus și chiar apreciez că și eu sunt unul dintre acele persoane. Când ne-am cunoscut? A trecut atât de mult timp. Cred că avem 2 ani, nu? Sau mai mult? Eu am 3 ani jumătate la sala asta. Cred că vreo 3 ani. Cred că vreo 3 ani, da. Nu știu exact cum ai ajuns. Vivertin este o sală din Iași, foarte faină, mare, cu spa, cu de toate. Dacă vreți, vă duceți la Vivertin. Încă am abonamentul, înghețat de foarte mult timp din cauza pandemiei. Dar de ce? Pentru că vreau să fac saună, fraților. Nu sunt nici cel mai gras și m-am dus la Vivertin și am întrebat: care este cel mai bun antrenor de fitness pe care îl aveți acum? Fetele de acolo, nu mai știu cum le cheamă, au spus: avem pe cineva, îl cheamă Ciuciur Marian. Oh, bine atunci! Eu când mai fac sport, îmi amintesc din sfaturile lui, încă mi-amintesc când vin, plus că avea și stilul ăla, știi? A, nu vrei? Bine, atunci ai să fii la fel, ai să... Da, nu mai faci, nu mai facem totul, gata. Te și motivează. Nu este antrenorul care doar îți ia banii și atât. Este și un bun pedagog, un om care, pentru mine, Marian, îți spun sincer, ai fost și un fel de călăuză spre a fi un om mai sănătos. Aveam un stil de viață mult mai nesănătos înainte. Rolul nostru ca antrenor, încă o dată, este acela de a instrui, este acela de a intra cu o poziție fermă, de a ține pieptul înainte, de a avea o anumită încredere care se vede de la distanță și atrage după sine, bineînțeles, și o părere pozitivă. Și cam asta este rolul nostru și mă bucur foarte mult. Noi ne-am vorbit înainte, mi-a dat niște bani ca să spună atâtea lucruri. I-am dat eu lui ca să spună atâtea lucruri frumoase despre mine. Fiți atenți. El este din Focșani. Ești din Focșani, da? Focșani. De ce n-ai ales București, care e la o aruncătură de băți, și ai ales Iașul? Da, mi se tot spune întrebarea asta și mă bucur oarecum că lumea îmi spune că am născut cu un accent. Chiar verișoara mea care este din București îmi spune că acum ai un accent, după câțiva ani de Iași, de moldovean ardelean. Am ales Iașul, nu pot să spun că am gândit-o foarte bine, pur și simplu îmi doream să merg mai departe cu sportul pe care l-am început în clasa a patra. Nu-mi doream să mă opresc. Ce sport? Atletism. Atletism vreo 10 ani. E atletic, deci oricum, în uitați la el. Da, și un lucru extraordinar și sper ca acest material să ajungă la urechile și ochii și a părinților și să-și susțină copiii să facă mișcare, pentru că le schimbă cu totul viața și vor continua cu o memorie motrică sănătoasă și oricând vor dori să facă altceva, spre exemplu din atletism te duci pe fitness, îți este ușor, ai o memorie motrică, musculară, ținut anumite procedee și este ușor să le reproducă. Revenim la întrebare. Și am ajuns în Iași, nu știu de ce am ajuns în Iași, pur și simplu mi-am dorit să vin în zona asta. Am auzit foarte multe lucruri frumoase de la niște rude, că este un oraș istoric, că este un oraș cultural și așa mai departe. Foarte mulți prieteni din Focșani s-au dus în București, încă o dată, nu știu de ce nu m-am dus cu ei, dar am venit aici singurel, m-am înscris la facultate, mi-a plăcut Iașul pentru că era un oraș foarte mare. Ce ți-a plăcut la Iași? Cel mai mult mi-a plăcut în momentul respectiv când am venit eu în 2009. Da. De mult. Da, de mult. Și Iașul este un oraș mare, numai că se află, adică cel puțin eu sunt născut în Iași, cam te cunoști om cu revezi aceleași persoane de mai multe ori. Adică mi s-a întâmplat foarte des chestia asta. Știi, și chiar, mă rog, și în domeniul muzicii, aș putea să spun că suntem câteva mii în Iași și deja măcar o dată am interacționat, adică... Și cred că și în sport este la fel. Și în sport este la fel. Cred că cunoști cam pe toți. Da, cu toate că marea majoritate a colegilor mei și-au dorit să plece în afară, nu neapărat să lucreze pe domeniul pe care au terminat. Dar ce să mai spunem de Pașcanu, nu știu, pentru cei care nu știu, Pașcanu este România. Da. Am înțeles că am un semafor acolo și mi se strică în asta. Da. Se blochează traficul. Bănuiesc că și la tine nu știu cum este cu muzica.
La mine a fost simplu, că eu am început de mic, la 10 ani. De fapt, și ca, deci e cam ca la tine. Da, tu nu te-ai prea abătut. Nu te-ai abătut de la ce ai început. Și sunt oameni care fac până între a 12-a ceva. Da, da. Și din anul întâi se duc la o facultate și nici din facultatea aia nu fac nimic. Sfârșesc ca fiind, nu știu, corporatiști. Nu este un job rău. Numai că este un job, cum ai zis tu, sedentar, nu? Da. Trebuie să-ți faci timp, pentru că timp există, să-ți faci timp și pentru mișcare. Și acum, ca să înțeleg și eu, Vivertin. Da, cea mai bună sală din Iași? Semnul întrebării, semnul exclamării, înțeleg? Adică nu chiar l-am întrebat. Eu încă am abonament acolo. Acum că știu că ai abonament, o să te bat la cap. Vivertin este o sală mare, o sală foarte frumoasă, cu un spațiu foarte mare și încă o dată foarte frumos. Vă sfătuim să căutați pe internet, sigur o găsiți la primul click. Când am venit eu prima dată la sală, adică acum 3 ani, mi-a plăcut foarte mult chestiile pe care le-am spus mai ceva mai devreme și profesionalismul de care dădea dovadă sala. Încerc să fiu cât mai sincer și să spun părerea mea directă și sinceră despre lucrurile așa cum se întâmplă. Sincer. Am avut norocul să cunosc antrenori foarte profesioniști, adică gândiți-vă, când spun asta mă refer că am avut un coleg pe care îl cunoști. Acum nu mai este la noi, a ales să facă altceva. Pe nume Cristian Istine, îl apreciez, l-am apreciat tot timpul, chiar dacă este de seamă cu mine, pentru mine a fost un model. Pentru că tot timpul, prin ceea ce făcea, cum se adresa oamenilor, cum vorbea, ce făcea pur și simplu prin meseria lui, transmitea foarte mult profesionalism. Și pentru asta oamenii din jur îl respectau, respectă în continuare, cred. Și în 2018 a participat la o competiție, Men's Health se numește, adică o competiție cu toți antrenorii din România, o competiție fix profesională pe ceea ce ai dobândit în această perioadă de timp și a câștigat. A ieșit cel mai bun antrenor național, da, pe România, din 2018. Cel mai bun antrenor din Iași. Și este Moldova, la noi, la Iași. Eu am zis că Marian e cel mai bun antrenor. Alex, la fel, vezi, dacă îl da. A fost în America, a făcut acolo niște cursuri. Tind să critic modul de școlarizare în ceea ce privește pregătirea sportivilor pentru a deveni instructori. Se face un curs pe care oricine poate să-l facă, care durează o lună. Materia este destul de stufoasă, dar oarecum restrânsă. Iar acele persoane devin antrenori și ajung în săli. Iar oamenii din săli, gândiți-vă că nu vin oameni neapărat care au avut timp să... Mai faci tu, Tudor, care au avut timp să studieze, să se uite pe YouTube la exerciții și alte chestii. Vin oameni simpli. Vin oameni simpli, oameni care și-au dorit să dezvolte pe alt domeniu. Iar în momentul în care intră în sală, el nu știe ce calitate ofer lui prin serviciile tale. Și îl te ia de bun. Iar tu, neștiind foarte bine anumite procedee, nestăpânind foarte bine biomecanica, fiziologia, poți să-l accidentezi, poți să-i faci mai mult rău. Da. Eu știu că tu te antrenezi, adică te duci, dar când au fost închise sările, spre exemplu, știi, atunci poți să alegi să te duci în natură, ai fost în natură, cum te-ai antrenat atunci? Da, am cumpărat niște gantere acasă, mai făceam antrenamente online, nu m-am gândit niciodată că o să mă duc pe partea asta, exact cum nici nu cred că te-ai gândit că o să încep niște chestii din astea. Am început să fac online, nu pot să spun că îmi place atât de mult partea online de antrenament online. Îmi place foarte mult să socializez, să empatizez cu oamenii. Dar am fost nevoit să fac asta. Am avut persoane, majoritatea trecute de 45-50 de ani, care au dorit să facă mișcare. Chiar un client foarte apropiat de meu, și o să-i dau numele, este un om care merită tot respectul, Merian Gabriel, făcea de 4 ori. Salut! 4 ori pe săptămână. Este un extraordinar. Și într-adevăr, am observat chestia asta, că oamenii trecuți de vârstă sunt puțin mai organizați cu timp și cu viața lor. Și e foarte fain, cred că dacă am ști și noi asta la vârsta asta, ar fi extraordinar. Oricum suntem destul de organizați, imaginează-ți că generațiile din urmă sunt cu mult mai avansate din punct de vedere tehnologic, dar să știi că omit anumite chestii pe care noi le-am învățat cu totul altfel. Cum ar fi? Responsabilitatea. Știi, responsabilitatea nu este direct proporțională cu tehnologia. Adică, bun, ești ok cu telefoanele, ai văzut copii de 3-4 ani care umblă pe telefoane cum nu umblăm noi. Da. Ei, imaginează-ți că ei au asta datorită faptului că este și perioada. Îți imaginează-ți că noi am prins fix ascensiunea când au apărut. Da. Începutul, practic. Primul telefon mobil când a apărut? În 97. Și eu țin minte că primul telefon l-am avut în clasa a 8-a. Ei se nasc cu telefonul în mână, adică se uită la desene. Dar uite, Tudor, țin să te contrazic aici. Eu am întâlnit, să vă spun sincer, oameni foarte ok. Oameni de, să zic, între clasa a 9-a și clasa a 12-a, care sunt oameni de foarte multă calitate și fac atât de multe chestii, observ copiii din ziua de azi, dar nu toți, într-adevăr, cei pe care i-am întâlnit eu, foarte multe, au pian, au cursuri de germană, cursuri de engleză, vin la sală. Nu cam mult, îți pare că e mult, adică să ai toate astea, este mult, să fii pompat și cu pian, și cu
teorie, da. Și cu alergat, da. Și cu... Nu prea mai au timp să... Îi duci la șah, îi duci la tenis din masă, păi, dă-ți da. Seama. Bun, acum că vorbim de copii, care este vârsta optimă la care trebuie să te apuci să ridici greutăți? Spre exemplu. Da, chiar vedeam la un tip cu care am făcut niște cursuri că povestea despre... un client de-a lui, care este la o vârstă foarte, foarte mică, cred că are undeva la 14 ani. Ai întrebat de greutăți, n-ai întrebat de când poți să faci mișcare. Mișcare poți să faci de când te naști, adică... Da, da, da. Numai că cu să ridici greutăți, ar trebui să treci de o vârstă. Ar trebui să treci de 16-18 ani. Dar poți face în sală, dacă îți permiți ca părinte să plătești un antrenor, și de la vârste mai mici, prin care să folosești niște greutăți, să înveți posturi, să înveți planuri și axe prin care să faci mișcări, ne folosim greutăți foarte mari. Pentru că o greutate mare pe care o pui în spate, da, în mâini și așa mai departe, de fapt tasează coloana, de fapt oasele au de suferit și un os care este lezat nu mai crește. Îți voi spune ceva ce am eu nevoie personal. Poate și mulți alții se regăsesc în ce voi întreba eu acum pe Marian. Uite, de exemplu, eu nu știu ce să mănânc dimineața. Ai văzut că am napolitan. Le-am văzut căut acolo. Mănânc pe napolitană, bam, bam, dar după aceea urmă doare stomacul, adică nu mă simt în regulă. Cum o dai, cum nu o dai, trebuie să știm într-un fel ce trebuie să mâncăm noi dimineața. Tu doar un coș foarte mare cu bomboane și cu... În fine, trecăm peste chestia asta. Dimineața, în principiu, se spune că masa dimineața activează metabolismul. Atât sportul cât și nutriția sunt într-o continuă dezvoltare, se fac studii. Dacă știți și bănuiesc că știi de postul intermitent, intermittent fasting, se mănâncă 8 ore, restul timpului nu mănânci și așa mai departe și se sare peste masă dimineață. Într-adevăr, are efecte foarte interesante, dar eu încerc altceva, să le transmit clienților și să vă sfătuiesc și pe voi și pe Tudor și pe alții, să urmezi un stil de viață sănătos, prin care să consume și proteine de origine animală, și legume, și chestii zi? Vegetale. Nu, carnea de pui ar trebui consumată, teoretic. Ar trebui consumată o dată pe săptămână. O dată de două ori pe săptămână. Carnea de porc o dată la două săptămâni și vita aproximativ la fel. Nu se întâmplă asta. Noi care facem mișcare vrem proteină de calitate. Proteina de calitate și completă tindem să credem că o găsim în carne. Mai găsim și în legume, dar trebuie să combinate. Ciuperci. În ciuperci, da, dar la fel nu soia, au... Soia, nu? Soia? Și soia, dar fine, și soia are efectele ei poate adverse, negative. Da, da, da. Dar masă dimineață, eu merg pe acest sistem, mănâncă de cât mai multe ori pe zi, în cantități mici, respectă fiecare masă, masa dimineață, cum am spus ceva mai devreme, activează metabolismul. Da. Pentru că urmează să treci la serviciu, urmează să depui efort, iar tot acest efort trebuie să aibă o susținere energetică foarte bună. Și pe asta ți-o poți asigura pentru alimentație. Uite, pe asta eu păcălesc, uite, de ce zic? Mănânc ceva dulce uneori dimineață da. Și simt că îmi dă energie, dar nu cred că e o energie falsă. E o energie de scurtă durată, dar zahărul nu este o metodă, pentru că el oarecum la început îți dă o senzație de plăcere, te satură pe moment, folosindu-se de psihicul tău și de plăcerile tale. E ca un simbiot, deci. Exact. Îi se spune și în Japonia, am înțeles că îi se spune moarte albă. Venom, din Spider-Man. Știi, că ăla era dependent, Spider-Man-ul ăla negru, știi? Acum eu vorbesc din supereroi. Spider era Spider-Man roșu, care avea roșu albastru. Și negru. Și ăla negru, care era cu limba. Da, 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 știu, dar nu știu, dar nu știu exact. E, ăla practic ce făcea? Fix ca zahărul, ce spui tu. Ăla era dependent de un organism. Bun exemplu, da. Okay. Deci efectiv se lipea de tine și nici nu mai pleca de lângă tine. Adică despărțirea, și cred că asta e și la zahăr, clar, nu? Da, da. Despărțirea este mai grea decât întâlnirea, nu? Da, și se face treptat, gradat și îți ia foarte mult timp, pentru că dacă dintr-o dată renunța la zahăr și corpul nu va simți dintr-o dată plăcere, endorfinele să crească la un nivel maxim, vei avea foarte multe stări de anxietate, o să ai și nevroze, o să treci prin diferite stări, lipsa concentrării în prima fază. Este destul de nasol dacă renunți dintr-o dată. De asta este ok când vrei să renunți la zahăr, să înlocuiești sau la început să încerci să locuiești cu fructe. Pentru că zahărul conține zaharoză, zahărul rafinat are 92% zahăr pur, în fine, zaharoză. Iar fructoza are un alt mod de asimilare, fructoza pe care o găsim în fructe, plus că sunt și fibrele pe care le găsim în fructe și absorpția fructozei este una lentă, treptată, gradată. Și este mai ok să încercăm cu fructe, chiar dacă-s dulci. Banane, mere. Banane, chiar și prune, chiar dacă... Știu cum mi-amintesc la tine, mere verzi. Merele verzi sunt mai ok, da, că au un nivel mai scăzut al fructozei. Așa, dar poți începe chiar cu chestii dulci. Da. Pentru că ușor, ușor să scoți aceste dependențe din viața ta. Tu mănânci dulce, Maria?
Sunt nebunie de dulce. Te întreb altfel. De care dulce mănânci? Bun, eu mi-am imaginat că, eu cred în lumea de apoi și mi-am imaginat știi ce mi-ai zis? Raiul... Știi de ce te-am întrebat asta? Și prieten, m-am răspuns după asta. Știi ce te întreb, ce mănânci? Mi-e frică. Pentru că eu când m-am dus la el atunci și făceam antrenamente, îmi spunea, trebuie să mănânci asta, 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 dimineața, îmi spunea cu fulgi de ovăz, cu afine, cu cătină, încălzești un pic, ba, este cel mai bun mic dejun, de la el l-am învățat. Deci, pui, ca să vă zic scurt așa, pui fulgi de ovăz. Și chiar mi-a zis să fie puțină apă deasupra, da? Lași până dimineața, pui afine, pui cătină, pui banane, pui un pic la încălzit și ai cel mai șmecher mic dejun. Și știu că mie mi l-ai dat atunci pentru ca să asimilez masă musculară, nu? Da, deci el este bogat în carbohidrați, are foarte multe fibre, fulgi de ovăz, parcă ai spus ceva de genul. Da. Au foarte multe fibre și găsiți la Carrefour, am impresia, cu zero zahăr adăugat. Și este foarte interesant pentru că zahărul veți găsi, dacă sunteți interesați, în toate produsele. Este un conservant foarte bun, să revenim. Și ovăzul respectiv are fibre, este foarte bun. Nu este o masă care să te ajute foarte mult pe creșterea masei musculare, pentru că conține el proteină, dar conține și multe glucide. A, nu, energie. Da, pentru energie, da. Energie. Eu consum asta și ouă. Ouăle sunt recomandate pentru că sunt și reprezintă o proteină completă. Sunt foarte multe metode prin care poți să alternezi mesele. Fructe congelate, mă rog. În perioadele astea n-ai ce să faci, dar eu folosesc vișini, e foarte bun. Dacă vrei să încerci, și poți să încerci acasă, îmi place foarte mult. Să spui 100 de grame de ovăz, depinde de fiecare persoană cât de mult dorește. Dacă dorești să slăbești, nu e atât de ok. Combinația. Deci nu trebuie să fie o masă chiar copioasă. Nu vă imaginați că am pun un kilogram de fulgi de ovăz care cu apa face... Moderația este cea mai dorită de toată lumea. 100 de grame de ovăz, 300 de mililitri de apă, încălzită, fiartă, chiar poate să fie înainte. Și apoi adaugi vișine și mănânci vișine respective. Deci e perfect, e foarte bun. Mai mănânci și ceva proteic pe lângă, după aceea, sau înainte de fapt de masa asta. Și apoi la treabă. Vișine din compot? Sau alea nu? Vișine de compot? Nu. La compot am presupus că se adaugă și zahăr. Păi da, dar în momentul ăsta de unde iei vișina? Dacă vrei să iei vișine acum. Sunt congelate. Sunt congelate, lasă să se dezghețe, pentru că n-ai eu de unde să găsești. Tu ți-le congelat din vară? Nu, aș fi putut să fie așa de... Nu, le cumpăr și le găsești. Le găsești pe piață, da. Știi ce mi-am amintit eu acum? Știm cu toții pe Arnold Schwarzenegger. Acum dacă stăm și ne gândim, el este într-un fel la limita artelor noastre. Nu vorbim neapărat de arta de film. Practic, noi, cei care cântăm, suntem denumiți tot artiști, da? De când tu ești sportiv, sportul trebuie să știi să-l faci, nu neapărat să faci sport de nebun. Chiar îmi spunea chiar și el, sunt anumiți oameni care, nu știu, fac sport 2 ani, într-adevăr slăbesc, adică n-ai cum. Sigur va fi mai bine decât dacă stai, dar nu știu să lucrezi. Și de asta nu se văd după, mi-ai spus că după, chiar și după un an, doi, pentru că nu știu să lucrezi fiecare grupă musculară, nu se vede ce ar trebui să se vadă. Chiar și dacă ai face corect 2-3 luni. Acum revenim la Arnold. Și alimentația e importantă, ok? Ok. Așa, da, mă bătu la cap. Miroșa ustura, ai mâncat șaurma. Nu mai știu, așa e? Da, a fost ai mâncat șaurma. Ah, și îl întrebam pe Marian, că asta înainte de Arnold, mai precizez chestia asta, și îl întrebam, Marian, da, tu ce mănânci? Tu dori acum, să fiu sincer, mănânc orice. Păi cum adică? Păi da, uite, eu sunt ponderat, mănânc și asta. Adică echilibru. Se referă la orice, nu se referă la fasul, se referă la mâncare, alimente, cam orice din toate. Eu m-am gândit la orice, mă dați seama. Nu e ok, explicăm acum după 2 ani. Este ok moderația, până la urmă trebuie să ai toți macronutrienții, trebuie să ai într-o zi, prin alimentele pe care le consumi. Nu poți să fii acel meniu, nu știu cum se numea, Rina îi spune, în care ai un meniu disociat, în care într-o zi mănânci carne, într-o zi carbohidrați, într-o zi lipide, cred. Nu este ok. Corpul are nevoie de echilibru, are nevoie de toți macro și micronutrienții și trebuie să iei din alimente și suplimente câteodată când este nevoie. Da, și revenim la Arnold. Așa, Arnold Schwarzenegger. Te întreb ceva, da? Tu ești un antrenor de succes, ai foarte mulți oameni care cred în tine și cred într-o schimbare călăuzită de către tine. Adică tu practic le trasezi pașii, știi? Să ajung unde doresc ei. Arnold Schwarzenegger este un austriac. El a ajuns în America și a ajuns unul din cei mai de succes oameni din America, din lume. Adică știu cum mai susține uneori interviuri și am văzut unul pe Facebook care chiar m-a impresionat foarte tare. Întrebarea mea către tine este, dacă ai avea șansa să te duci într-o țară, în care țară te-ai duce și ulterior să afli că vei fi și actor, adică vei juca și în filme și să, adică să
prestez și ca artist. Și dacă ne gândim, adică el n-a jucat doar în roluri de culturist sau adică a fost, am dat și ăla, tatăl însărcinat. Deci un film în care Schwarzenegger este însărcinat. Și mai și naște, nu știu cum. Unul la mână, Arnold este un om extraordinar. Deci cred că este un om care și-a dorit tot timpul să se dezvolte și ar trebui să scăpăm de preconcepțiile astea că sportul înseamnă doar oameni cu un corp definit, frumos și cu un cap mic. Mi-aș dori să nu se vorbească așa despre cei care fac mișcare și cu timpul cred că prin promovarea materialului educative să ne schimbăm puțin percepția. Dar Arnold, într-adevăr, s-a dezvoltat foarte mult și ca actor, cum ai spus ceva mai devreme, da, și ca un bun speaker motivațional. A fugit din Austria, știi? Adică nu a avut ceva foarte legal la început. Nu, da, a fugit din Austria, adică și-a dorit chestia asta și ulterior a devenit artist. M-am și uitat, a devenit, ce titlu a luat? Nu știu, zi. Mister Olympia, da. Asta, am impresia că de 5 ori l-a luat. Și chiar, da, și revenind la subiect, el nu a încercat să se ducă doar pe o nișă, a încercat să le acapareze pe toate. A făcut și sportul la un nivel de artă, la un nivel foarte profesionist. A încercat să fie bun în mai multe și se pare că a ieșit. Nu știu cum a ieșit, dar a ieșit. Și gândiți-vă, dacă v-ați uitat, este un film cu el în care își făcea adversare la psihic. Adică reușea să-i facă mici. Nu mai știu exact cum se numește. Nu mai știu exact. Nu. Este foarte fain despre ultima participare a lui la Mister Olympia. Și când a câștigat și a 5-a oară. Deci era tânăr. Pauză între... E un vechi, deci este un film vechi. Foarte vechi. A, deci cred că e chiar în perioada aia, când după da, ce a câștigat. Da, la acum s-a antrenat, da. Cred că e un film de 15 ani, 20 de ani. Ca și vechimii el când a fost făcut. Bun, ca și țară. Întotdeauna mi-am dorit, dar nu știu de ce am avut asta. Tu ai fost în America. Am fost, da. Mi-ai spus și tu cuvinte frumoase, am primit cuvinte frumoase de la tine și mai rele de la... Povesteam în... A, da, știi că povesteam chiar la antrenamente. Da. Ca să mă mai țină de vorbă, că eu nu mai pot, Marian, gata. De-aia zic, în America, ce? Adică mă lua cu vorba și avea... A, mai avea o chestie, precizez acum. Între antrenamente, era timp foarte... Făceam două exerciții serii, odată, da, nu? Da, serii. Da. Și între cele două exerciții timpul era tot timpul calculat, adică totul după timp. Da. Imaginați-vă eu care nu mai făcusem asta, am ajuns la un profesionist care efectiv era cum sunt eu la muzică. Și eu sunt perfecționist la muzică și îmi place să fac treaba fix la timpul ei. Ceea ce m-a făcut să cred și să înțeleg că sportul este educație. Și Tudor are un accent foarte frumos, dar gata pauza, adică mă certa, știi? Da, ador să chinui oameni, adică asta e fericirea. Hai, zi-mi țara. Țara, mi-aș dori în America să ajung. Am auzit lucruri și pro și contra, de la tine pro, de la alții contra, că trebuie să se muncească foarte mult și că știm că românii fac de muncă, nu toți, dar unii. Da, da. Se muncește foarte mult, la urmă, cred că pe pilonii ăștia s-a dezvoltat America. Da, da, da. Pe muncă și așa. Acolo mi-aș dori să fiu. Să-ți spun de ce te întreb. Pentru că Arnold Schwarzenegger, într-un interviu, spune așa. Eu nu am vrut să fiu actor de cinema. Și oricum știam că n-am nicio șansă, pentru că aveam un accent foarte germanic, adică adică nu aveam nicio șansă. Chiar și după atâția zeci de ani, când îl asculti, el tot are accentul ăla. Adică, și zicea, ei, știi ce a zis regizorul? A zis că eu îl vreau gorila asta, pentru că are un accent foarte austriac. Și o să dea foarte bine. Și așa a apărut Terminator. I'll be back. Adică asta a fost acum, știi, ca și mai fi râit și te ia să fii speaker motivațional. Băi, dar de ce l-ai ales pe ăla? Păi e râit și îmi place de el, adică are ceva. Actorul Mălăele spunea o chestie foarte interesantă despre el, că era o persoană cu strabism și așa mai departe, toată lumea l-a ironizat, exact. Chiar am postat pe Facebook ultima dată, și la care un profesor i-a spus că ești foarte talentat și așa mai departe și spunea, și fac o referire la asta, contează foarte mult cine te vede și cine te promovează și ce ochi are pentru a te nominalizează pentru a te vedea, pentru a-ți depista calitățile. Și spunea că dacă, poate nu reproduc chiar exact cum scrie acolo, dacă vei privi un pește pentru cât de bine știe el să alerge, vei considera că este un prost. Dar de fapt, el este un bun înotător în apă, dar tu îl privești din perspectiva ta și îi pierzi calitățile. Spre exemplu, cum este cu Arnold, dacă era văzut de un regizor pe chestia profesionistă, de ediție, de cinematografie, n-avea nicio șansă. Tipul acela avea alte perspective, l-a văzut din mai multe unghiuri și a spus, ok, tu ești diferit de ceilalți și poți să faci chestia asta la un nivel bun. Vezi, contează foarte mult cine te promovează și ce ochi are pentru promovarea respectivă. Deci ai acceptat, clar. Aș accepta și mi-aș dori să fac asta, nu știu dacă... Tu mi-ai zis ceva am de muzică. Mi-aș plăcut să cânt, îmi place și mi-aș dori să... Poate încercăm o dată. Și știi, poate mai face Marian un cover
Eu mai cânt în baie, dar de atunci nu știu ce, n-am vecini deasupra, tot timpul eu cântând, se aude cum se aude și papuci și cum pleacă din baie, închid dușa, toată lumea la somn. Dar tind să cred că e altul este mult. În cabina de duș sau în baie baie? În cabina de duș în baie, baie. E un eco mai. În baie baie. Ah, okay, în baie baie și chiar și pisicul se aude așa pe crezi. Dar nu știu de ce, chiar nu pot să-mi dau seama. Muzica ajunge foarte rapid la inimile oamenilor. Da, da, da. Am avut prieteni amici care făceau chestia asta și mi se pare un lucru extraordinar. Am încercat și-o numește. Actorie. Mi-aș dori în continuare să fac actorie, dar nu știu de unde să încep și unde să termin. Am prea multe vise ca să, ca să le putem spune aici. Dar mi-ar fi plăcut să fac asta. Arnold este un om de succes. A avut succes, are în continuare, arată bine față de alți culturiști care s-au luat în două. Nu știu. 70? Cred că are 70 de ani, da. Cred că are vreo 73. Da, având în vedere că își permite financiar, am înțeles niște chestii, poate sunt doar zvonuri, că își face schimb de sânge. Dar niciodată nu știi pe ce cale apuși, pe ce cale o iei, de asta este foarte ok să facem niște meserii care să ne facă mândri, să fim demni cu ceea ce facem și corecți. Totuși vezi și în pandemia asta, mulți dintre noi, cel puțin artiști, sportivi, cum ai zis tu, s-au reprofilat, dar să știi că ceilalți care își urmează destinul, o perioadă de asta îți dă și de gândit. Ai timp să te gândești la ce ai face. Da. Uite, eu poate nu știu, acum să-ți spun ție, în exclusivitate pentru tine, cred că am zis-o în unul din episoadele mele mai la început, eu m-am apucat de vlog doar pentru că a fost pandemia. Deci aveam în gând, bineînțeles, dar n-am avut niciodată curajul să zic gata, de mâine o fac. Da, și eu în pandemie, la fel mă gândeam cum să mă apuc de vlog, camerele de filmat erau foarte scumpe, telefonul meu era spart în momentul respectiv, perioada a fost destul de nașpa, de nasoală financiar, cred că pentru toată lumea și nu puteai să și încă dai banii pe un gadget bun, un iPhone sau o chestie ca să filmeze profi. Clar, da. Dar și atunci, în pandemie, am citit foarte mult, am încercat să fac lecții de dicție pentru că nu prea îmi plăcea cum se aude, am renunțat un pic la asta, că acum destul de prins. Nu, acceptă-te. Plus că este extraordinar că tu ești de 10 ani în Iași și totuși, pentru mine e tot ca la București, mă bucur. Da, serios, mă bucur. Că nu există. Da. Mai avem momente de alea. Hai, du-ti! Sau... Da, mai am. Deodată, adică el, îl vedeți, vorbește ca la București. Da, sau ei, sau plus că era combinația asta între haide, ei, știi, adică era... Da, ce cuvinte am aflat aici la Iași. Ia zi vreo, două. Tind să povestesc cu o chestie foarte scurtă. Am venit în Iași, prima dată, în primul an am stat în chirie și am ajuns la apartamentul respectiv. Am intrat în cameră și, în fine, era unul dintre cei cu care stăteam în apartament cu niște fete. O tipă pe care țin să o precizez, dar nu cred să mai uit ea la vlogurile sau la alte chestii ale mele, Dana. Atât de frumoasă era fata aceasta, credeți-mă. Când am intrat pe ușă, ți-mi minte că avea o bluză pe gât așa albă, ți atrăgea atenția, foarte frumoasă. Și am intrat acolo și am spus, hei, salut! Cu timiditate, așa, bineînțeles, na, tot era nou pentru mine, îți dai seama. Și la care ea a spus, ei, și faci... Băi, deci știi cum a scăzut frumusețea ei, așa, bum! M-am uitat la ea, am zis, bună, hei, bine, ce să fac, uite. Sună puțin amuzant de la băieți și din punctul meu de vedere, ciudat din gura fetelor. Uite, acum, dacă vorbim de fete... Deci nu să fii de acord. Să știi că sunt de acord, că nu mă deranjează accentul din Vaslui. Dar uite, în Vaslui este un alt accent decât la el. Este un pic mai pe și faci ei, adică noi nu suntem chiar, suntem ce faci ei, adică noi parcă e mai șmecherit cum ar veni accentul din Iași, știi? Da. Cred că tu ai întâlnit un accent vasluian, adică au fost sau din Huș ceva. Și faci ei, adică au fost foarte asumat. Tipa culmea că este din Cotnari. Da. Din Iași, din câte știu eu. Poate nu prea sta pe acolo, a stat la bunici mai mult. Cred că avea bunici pe la Huș, pe undeva. Am un vlog chiar despre accente. Da. Și vorbesc, ziceam chiar la București, am spus că băi, toți aveți la București polipi. Ce faci, bă? Parcă toți au fost înfundat, înțelegi? Și chiar m-am legat de chestia asta. Dar uite acum, dacă m-aș gândi la o chestie. Pe tinica, pentru cei care se uită la Marian, uitați, el este necăsătorit, este disponibil, îi fac reclamă. Ce te atrage la bani cărțănat. Uite, tu ești obișnuit, tu ai fost și model, dacă nu mă înșel. O perioadă, da. Da? Scurt, ai fost model. Am vrut să încerc, îmi place să mă urpeșez. Următoarea mea, păi ai văzut, asta, cu plan artistic. Acum dacă te întreb, tu ai văzut foarte multe chipuri frumoase, chipuri trase prin inele. Și acum eu te întreb pe tine, ce te atrage pe tine la o femeie? Că tu oricum ai văzut foarte multe femei care arată perfect. Știi? Adică pentru tine ce contează? Pentru că e o întrebare foarte bună, îți spun de ce. Pentru că mulți oameni judecă după ambalaj și imaginează-ți că
nu ești sigur, adică uneori noi bărbații ne lăsăm influențați de chestia asta. Și eu zic că nu este ceva bun. Da, suntem atrași tot timpul de ce-i frumos, revenim tot timpul la ce-i frumos și le aparține altora, poate. Încercăm sau... e un subiect pe care îl poți dezbate la, pentru încă o oră. Eu nu știam cum să-l întreb. Nu, dar e o întrebare bună. Asta este întrebarea surpriză, tot timpul când ne apropiem oricum de final și să încheiem chestia asta pentru că este o chestie care îmbină și sport și emoții și artă și știi cum cu o femeie poți să faci artă, poți să faci o grămadă de chestii. Dar eu chiar sunt... Exact! Și eu chiar sunt foarte curios cum tu, Marian, judeci un moment ca ăsta. Da, într-adevăr, unul dintre tipii care au sala Evertin spunea că de foarte multe ori am întâlnit femei care sunt foarte complexate de modul cum arată, având în vedere că noi avem o anumită atenție îndreptată spre partea de estetic, dar nu doar. Bun, ce vreau să lămuresc aici este în felul următor. Când depinde ce vrei ca antrenor. Dacă vrei să... Dacă banii vin din alte surse și vrei să faci asta ca și pasiune, este ok să te mai întâlnești cu anumite cliente și să ai o relație cu cliente, indiferent că sunt ele relații serioase, de relație de iubire sau amicale. Da. Dar în momentul în care dorești să te dezvolți, ai nevoie de liniște în viața ta, ai nevoie de o persoană care să te înțeleagă, ai nevoie de un om modest, de un om simplu. Iubim simplitatea, cu toate că ne plac foarte mult tunată, dar asta nu-mi place. Ok, dar hai că nu e de soție, știi? Adică tot da, ține adică... să duci pe partea asta. Dar să știți că suntem oameni simpli și noi ca antrenori și ne dorim și încercăm să căutăm fericirea la toți oamenii în diferite materiale și nu neapărat fizicul ar conta chiar atât de mult. Este important fizicul, cum este și pentru Tudor, este da, și este pentru noi, este important pentru noi ca antrenori, ca persoană să facă mișcare și să aibă un stil de viață sănătos. Jumătatea ta. Jumătatea. Ok. Da, jumătatea. Da. Este foarte important. Deci dacă tu ai fi, dar cum ar veni un sportiv și ea nu ar fi prea sportivă, nu ți-ar prea conveni. Nu că ți-ar prea conveni, am observat că de foarte multe ori persoanele pe care le întâlnesc, chiar dacă au fost sedentare, vorbind cu ele despre mișcare, văzându-te pe tine că ești pasionat de așa ceva, da, și ele tind să-și schimbe stilul de viață. Tu când te gândești când ajungi acasă, ea mănâncă, dau un exemplu, șaurmă. Da. Și tu vii și spui, băi, aia din fața mea că mi-e foame de mor și trebuie să mănânc ce trebuie și scoți orezelul cu alte chestii. Și clar că ea va fi tentată, se va simți vinovată prin mâncarea pe care o are în față și își va schimba stilul de viață treptat. Și credeți-mă că așa se va întâmpla. Deci tu nu ai cum, dar nu vei sta lângă o persoană de genul. Pentru că creează niște tentații, pentru că în momentul în care te duci la mare, tu poate vrei să faci, dau un exemplu, alergare pe plajă și să mănânci chestii decente, să nu exagerezi. Iar ea va fi, hai să-mi luăm înghețată și bubble hubble și chestii și așa mai departe. Iar tu nu vei fi de acord. Asta înseamnă că orientările voastre vor fi diferite. Drumuri, diferite, da. Eu mă duc să mănânc la restaurantul unde îmi spun că sănătos, tu te duci dincolo. Și așa și cu mișcarea. Ca antrenori încercăm să găsim cale persoane decente, da. Și calea din mijloc, știi? Și tu ai poftă. Și să obține, da, absolut. Ai vrei să mănânci șaurma uneori de mult? Dar șaurma nu. Nu, la șaurma nu. La înghețată îmi plac foarte mult dulciurile. După cum spuneam, am omis chestia asta mai devreme. Îmi plac foarte mult eclerele. Dar, bineînțeles, trebuie să renunți, pentru că zahărul nu provoacă lucruri bune. Și revenind la întrebarea noastră, de obicei așteptările, spre exemplu, dacă ies cu fata pe stradă, am observat asta aici la majoritatea. Deci oamenii, când mă întâlnesc cu clienții ai sălii, îi salut, salut, bună ziua, bună seara. Persoana respectivă nu se mai uită la tine, se uită la persoana de lângă. Băi, deci o analizează ca să vadă că respectă criteriile pe care tu le promovezi în sală. Dar nu întotdeauna este așa, pentru că pur și simplu te îndrăgostești de o persoană care poate nu este în perimetrul pe care tu l-aștepți de la un antrenor. Să aibă pătrățele, să fie tipa suplă, disperată după mișcare, la fel cum este și antrenorul. Dar noi vrem oameni normali, suntem oameni normali în afara asta. De acolo suntem poate mai răi, poate țipăm, cum s-a întâmplat la tine. Da, nu că știu. Tudor trebuie să spun asta, dacă te super, sper să nu tai asta. Zic. Tudor, după ce făceam abdomene la planul declinat, era așa o bancă în care stai capul în jos. Tudor, de fiecare dată l-am învățat și eu greșit, îi dădeam mâna și ridicam. Am zis eu că la început, dar ne-am obișnuit așa. Și la un moment dat spuneam, nu-ți mai dau nimica. Și Tudor, hai mă, dă mâna! Zis, băi, nu-ți mai dau nimica. Da. Băi, spui să nu mi-ai acolo blocat, că se termină ora și gata, ai pierdut. Dar el doar se făcea că mă ajută, nu mă ajută, el doar așa un pic, știi? Încercam să te las mai singur eu, da. Da, mă lăsa singur. Dar să știți că făcusem, nu știu cât, vreo câteva luni, vreo 7 luni, 6 luni, nu? Da. Jumătate de an. Să știți că se vedeau rezultatele. Da. Deci chiar se vedeau și nu întrebam pe nimeni, nu sunt genul care, știi, să fiu de la cu sala, știi, după o lună, două, se vede ceva sau... Nu, îmi dădeam seama că în primul rând mă simțeam mai bine, știi? Uh-huh. Mă simțeam mai bine și chiar țineam cont un pic și de mâncare. Dacă țineam cont
cât a trebuit, că îți amănai cum o dai nasol când te obișnuiești să mănânci prost 20 de ani sau cât aveam 25 de ani. Nici o a 3 ani, deci 25 ani. N-ai cum, știi, să revii efectiv la chestia asta de super sănătos. Dar să știi că reușisem la un moment dat. Da, ușor gradat, reușești, dar la fel cu pași mici. Reușisem la un moment dat și chiar îmi dădeam seama că mă simțeam mai bine, știi? De asta a fost într-un fel și scopul în care noi ne-am întâlnit aici. Din punctul meu de vedere, Marian este unul din cei mai buni antrenori. Clar că nu este singurul, dar este unul din cei mai buni. Și v-am spus că, pe lângă antrenor, poate fi și un pedagog bun. Adică nu este destul și asta este și la noi valabil. Poți să fii un interpret super fain, adică tu să lucrezi pentru tine foarte bine, dar când vrei să arăți altcuiva sau vrei să prezinți altcuiva ce știi tu, nu i-arăți la fel de bine. Dar să știți că mie chiar mi-a arătat. Și chiar cu faptul că ne-am întâlnit acum, voi avea o discuție cu el și posibil să reîncep. Pentru că sănătatea este importantă pentru toți. Nu mă interesează neapărat fizicul, cât mă interesează sănătatea mea psihică și mișcarea. Chiar și mișcarea. Mișcarea face foarte bine, chiar în perioadele astea în care, într-adevăr, înțeleg oamenii și te înțelegi pe tine, Tudor, că poate ai fost speriat de tot ceea ce se vehiculează pe la televizor, cu pandemia asta care, într-adevăr, este foarte nasoală. Da. Eu cred în virus, este prezent, chiar am vorbit și cu doctori, am clienți la sală și îmi povestesc real, care lucrează la UCU și așa mai departe. Foarte nasoală. Adică îmi spunea o doamnă că șansele de supraviețuire de la sistemul de urgențe este de sub 10%, la care am spune la mine pe secție este de sub 1%. Un om care nu are de ce să mintă, nu are de ce să spună lucrurile denaturate. Dar mișcarea te ajută foarte mult și în perioadele astea. Adică șansele să te îmbolnăvești la sală de coronavirus sunt foarte minime, sunt foarte mici. Corpul, am avut clienți, nu pot să spun, care s-au îmbolnăvit de coronavirus, de la serviciu și așa mai departe, au stat acasă, iar forma de boală a fost una mult mai lentă, mult mai ușoară, mai ușoară așa. Exact. Pentru că în sală te dezvolți atât psihic și reziști la anumite tensiuni pe care le întâlnești în viața ta privată, dar și îți dezvolți anticorpi, îți dezvolți o rezistență la virus și la alți dăunători. Iar prin asta reușești să devii mult mai complet. Mult mai și de asta echilibrat. Să vin. Și vin la sală oameni, chiar sunt oameni. Am să vin, gata. O să avem update în vreo 6 luni. Vedem dacă mă mai trag la față, dacă să mai fac și chiar niște chestia pe aici. Da. Acum nu știu cât îți poți să reziști pe plan alimentar. E, nu. Pe scurt, ca și o concluzie pe care vreau să o spun la final înainte, Tudor, este că Tudor m-a prezentat foarte frumos și mulțumesc pentru asta. Îmi doresc să-mi păstrez modestia și să-i las pe alții să vorbească. Eu sunt un om modest, vreau să cred că sunt o persoană modestă și să mențin modestia, să devin, cam asta îmi doresc, din ce în ce mai profesionist pe ceea ce fac, să fac lucruri de calitate, așa cum tind să cred și vreau să cred că și tu faci aici aceleași lucruri, că doar de asta vin aici. Și să ajutăm oamenii, să ajutăm generațiile ce vin, să devină oameni frumoși, oameni profesioniști pe ceea ce fac și să aibă informații din toate domeniile. Încă o dată îți mulțumesc, nu ți-am dat banii degeaba, adică mulțumesc mai lăuda și bine. Eu. Da. Și să trageți concluzii din toate acestea. Și încă ceva, ce aș vrea să spun și ție și tuturor. Spune. Dacă ai o meserie, un job pe care îl faci bine, și ai experiență în jobul respectiv, încearcă să filmezi. Tot timpul spuneam lui Tudor și nu numai lui Tudor, și altor clienți pe care am avut și care fac parte din această sferă a muzicii. Băi, sunt curios, spre exemplu, la un actor, spre exemplu, Bendea, chiar dacă este un actor mare, sunt sigur că, uite, cum am eu acum emoții, la început cum am apucat de ore de grup, aveam niște emoții că nu puteam vorbi. Acum am aceleași emoții, dar știu să le maschez și știu să-mi dozez energia în așa fel încât să nu transmit emoție. Sunt curios, la fel cum cred că și Bendea, când înainte de un... Sunt sigur că are și el emoții, pentru că vrei să iasă lucrurile perfect, la nivelul ăla vrei să iasă și mai bine. Da? Și sunt curios cum este în spate, cum este văzut un actor în spatele cortinei, cum ești tu văzut în spate. Ar veni în viața lui reală, instrumentul, viața lui reală de acasă. Și cât de mult muncești pentru editarea unui material, unui album. Unui păi inclusiv la materialul ăsta, vreau ce fain, și cu viața noastră, ce facem noi în viața noastră privată, poate, nu știu, strânește interesul. Poate fi total opus față de ce prezinți profesional. Da, într-adevăr. Poate tu ești antrenor, dar ți-ți place să ai grijă de floricele acasă și să le uzi toată ziua. Uite, mi-a luat quinoa, știi, să ai tot felul de floricele, să fii un pasionat sau să ai insectar, știi? Deci, oameni de ăștia, sunt oameni de ăștia care, da, ei sunt, de fapt, director la o multimarcă, la o foarte mare firmă și, de fapt, ce pasiune ai?
Păi mie îmi place să adun timbre sau să am insecte, știi? Și te duci la el acasă, poate într-o zi, sau își prezintă într-un video, uitați, eu am un insectar. N-ai de unde să știi. Adică, știi insectar? Am văzut exemplu, da, adică, curiozitățile oamenilor sunt neașteptate. Da, totuși să sperăm că rămânem limitat de cent. Da, clar. Chestiile acestea. Bun, ca și concluzie, nu știu, faceți mișcare, nu vă opriți din mișcare, indiferent că... Astăzi aveți informația peste tot și noi facem acum un video informațional. Aveți informația la un click. Ai bani de internet, te costă cât 30 de lei un abonament la da, ceva, da, da, să obții internet și să te poți informa. Acum nu mai este ceva. Nu ai scuze, nu fac chestia aia că nu știu. Nu, tate, ai internet, poți să te informezi foarte rapid. Așa că încercați să fiți niște persoane informate și să faceți mișcare, cel puțin asta încerc eu aici, de asta am venit să promovez mișcarea, mișcarea sănătoasă, mișcarea în aer liber, mișcarea asta de fitness, peste tot, da. Să deveniți oameni complet și o să vedeți că în momentul în care intrați mai adânc în tainele, să le numim fitness-ului, vă dați seama că sunt, fitness este un domeniu foarte complex. Mai întâi te gândești că vrei mușchi, să da. Vrei să slăbești, o remodelare. După care îți dai seama că mușchii tăi au suferit o tensiune foarte mare, da? Face mișcări doar de contracție și mușchii se scurtează, devin foarte scurți și apar tensiunile musculare, da. Care strag capetele musculare, strag ligamente și așa mai departe. Și atunci apar accidentări și ai nevoie de kineto sau de stretching, stretching de final sau stretching, să ai stretching. După ce ai făcut stretching îți dai seama că ai nevoie de o concentrare foarte bună și de un feeling foarte fain, de activarea grupelor musculare, da, pe care le lucrești. Știi când spuneam, simți pieptul, nu mai du umeri înainte, ține pieptul înainte. Lucrează cu mușchii ăia. Da, 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 izolat. Nu trage din spate. Da, exact. Da. Trage din piept. Bucur că ai reținut. Da, adică te dezvoltă pe foarte mult și dacă începi să intri mai profund în chestiile de anatomie, biomecanică, posturi și alte chestii, e foarte complex. De asta cred că și Arnold a devenit o persoană așa de complexă, pentru că el și-a dorit să știe de ce ridică o bară, nu să o ridice, pur și simplu. Da. Și cred că asta l-a ajutat foarte mult, e părerea mea, cred. Să știți că și Marian și-a făcut de puțin timp canal de YouTube. Nu uitați să-i dați subscribe, pentru că el va posta acolo un material foarte informativ pentru toți cei care sunt interesați de sport. Se cheamă cum? Marian Ciuciur, nu? Da, Ciuciur Marian. Ciuciur Marian. Momentan am doar un clip, am impresia, postat. L-am postat în epidemie, nu m-am ținut în acea perioadă că nu aveam niște camere profi. Acum am făcut rost de ceva camere bune. Și urmează să postez săptămâna care vine, fiecare joi să postez un material informativ despre zahăr, de la ingerare până la activitățile dăunătoare pe care le are el în organism. Urmăriți pentru că este bine. Un client de-a meu care este doctor și este foarte înțelept, mi-a spus așa, că în viață poți să pierzi totul. Părinți, bani, poți să pierzi tot în afară de informație. Uhum. Așa că e foarte util ca informația să o ai. Să ajungă unde plătești, trebuie. Să ajungă unde trebuie. Să ajungă unde trebuie. Da. Cam asta a fost. Mi-a plăcut foarte mult discuția. Și mi-a plăcut. M-am simțit bine. Am dezvoltat foarte multe chestii. Eu ți-am spus și la început, Tudor, simte ca la mine acasă. Da, da, da. Da. Cam acesta a fost episodul cu Marian. Nu uitați să dați like, share, subscribe dacă v-a plăcut. Și ne auzim episodul următor. Mulțumesc frumos, Tudor. Pa, pa. O zi frumoasă.